De câțiva ani, Colegiul Național Frații Buzești conduce detașat în topul preferințelor elevilor absolvenți de gimnaziu. Aici au studiat de mici și mi se pare cel mai bun liceu din oraș. De ce vi se pare cel mai bun liceu din oraș? Pentru că așa este. De-a lungul anilor s-au văzut rezultate foarte bune și deci de aceea am ales această opțiune. Am avut medie destul de mare și pentru că ne-am dorit să fiu aici. Este un liceu superior altora. Eu am depus opțiunea pentru Colegiul Național Frații Buzești. De ce? Pentru că este al treilea cel mai bun liceu din țară. Și vrei să fii acolo? Da. Consider că locul tău e printre cei mai buni. Și am auzit multe lucruri bune despre profesori. Colegiul Național Frații Buzești se află pe locul 3 pe țară cu medii de admitere ce depășesc nota 9,38. Conducerea instituției susține că la această performanță s-a ajuns prin efortul comun al cadrelor didactice și elevilor. Copiii noștri pleacă din Colegiul Național Frații Buzești cu o anumită atitudine față de studiu, față de responsabilitatea unei profesii. Sunt copii care și-au însușit o rigoare, o disciplină. Nu ne temem să spunem că în școala noastră disciplina este o coordonată aflată pe primul plan. Am fost multă vreme comparați cu Bastilia. Acum suntem cu trimitere către Sorbona. Din primii 300 de elevi în ordinea mediilor pe județul Dolj, peste 80% aleg ca prima opțiune Colegiul Național Frații Buzești.